Dragi prieteni, vă spun un bun venit la un nou episod Apologia. În acest episod aș dori să analizez împreună cu dumneavoastră câteva afirmații pe care Papa Francisc le-a făcut într-o situație în care, pe scurt, vă povestesc dacă nu știți, dar vă veți putea urmări și clipul, în care un copilaș a cărui tată a murit se duce la Papa și îl întreabă unde este tatălui, dacă lui este în rai. Iar Papa Francisc, oferă câteva, câteva argumente pentru a argumenta că tatăl acestui băiat, deși a fost ateu, necredincios, a ajuns în rai. Poco tempo fa e mancat vine, a, a, e venit o mancare meu papa. E, lui era ateu, ma ci-a fatto battesare a tutti i quattro era un om bravo. E in cielo papa? Vă invit să ascultați Primul argument și să comentăm. Avea un cuore bun. E stato capace de batesarei i e de darle quella bravura ai filii. Primul argument adus de Papa Francisc este că tatăl acestui copilaș a fost un om bun pentru că și-a crescut bine copilul. Acum noi suntem de acord, creștinii că sunt oameni necredincioși atei care își cresc bine copiii. Nu există niciun fel de dubiu în privința aceasta. Dar este foarte important să definim binele. Vorbim la bine din punct de vedere spiritual, la un bine din punct de vedere ceremonial-religios, la un bine din punct de vedere social, la un bine din punct de vedere familial. Când vorbim despre bine în relație cu Dumnezeu, atunci lucrurile se schimbă. Definiția pe care o folosim trebuie nuanțată după felul în care Dumnezeu definește binele. Da, din exterior aș putea să spun că un ateu trăiește o viață excepțională, dar nu este la fel ceea ce spune Dumnezeu despre omul respectiv. Chiar dacă din punctul meu de vedere el trăiește o viață bună, o viață morală. Domnul Iisus Hristos spunea la un moment dat, mai ales că toți spun că vor să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, voi care sunteți răi, și vorbește unor evrei, care nu erau scursurile societății, voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri. Deci Domnul Iisus Hristos nu spune despre ei, fiindcă dați daruri bune copiilor voștri, fiindcă darurile sunt bune și acțiunea de a da dar este bună, înseamnă că și voi sunteți buni. Nu! Domnul, Domnul spune, voi sunteți răi, dar dați darul bune copiilor voștri. De ce? Pentru că un om rău poate să acționeze bine din egoism, din motivații greșite. Așa că Dumnezeu care cunoaște lăuntul nostru, care știe atitudinile, motivațiile, gândurile, intențiile noastre, El poate să judece cu adevărat ce este bine și ce este rău. În al doilea rând, Papa Francis spune, în al doilea rând, papa spune, Dumnezeu decide cine merge în cer. Dumnezeu decide cine vine în părtășie alături de el. Chi dice chi va în cer e Dio. Ma come il cuore di Dio davanti a un papà Este foarte interesant că într-un caz atât de clar, într-un caz atât de izbitor în care un om a fost necredincios până la moarte, noi băgăm Uh, scuza asta, Dumnezeu știe, Dumnezeu decide. Pentru că ne temem să spunem ceea ce spune Sfânta Scriptură. Ceea ce pe mine m-a motivat să fac apologia aceasta este faptul că între evanghelici aud exact aceeași retorică. Oameni care sunt cu sola Scriptură, oameni care stau cu Sfânta Scriptură în mână, oameni care o citesc în fiecare zi sau poate o citesc în fiecare săptămână sau oameni care chiar o predică aduc exact același tip de argumente. Nu suntem noi aceia care decidem unde să duc oamenii. Este adevărat că nu noi decidem unde să duc oamenii. Dar este la fel de adevărat că Sfânta Scriptură ne spune ceva despre oamenii care nu cred în Dumnezeu, care îl resping pe Dumnezeu pe față, care se declară pe față oameni care nu-l acceptă, nu cred în Dumnezeu. Biblia ne spune ceva despre ei. Da? Și acum, teama cred că și teama papei și teama unor evanghelici este să vocalizeze ce spune Sfânta Scriptură despre oamenii aceștia. Ce spune Sfânta Scriptură despre atei? Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Asta spune Sfânta Scriptură. Roman capitolul 1 spune mai mult. Ateul este omul care are cunoașterea lui Dumnezeu, dar merge împotriva acestei cunoașteri. Neagă această cunoaștere, pervertește această cunoaștere, da? transformă cunoașterea de Dumnezeu în idolatrie. Își făurește alți Dumnezei după plăsmuirile minții sale, după imaginația lui. Mai este foarte interesant, dacă Dumnezeu se pronunță cu privire la destinul acestui om, acestui ateu necredincios, de ce papa se pronunță în continuare unde se va duce omul acesta? De ce? Dacă Dumnezeu decide. Deci tu te refugiezi în agnosticism. Nu putem să știm unde e omul acesta, dar după aia ne explici că el se duce în rai. Dacă eu aș fi spus, omul acesta se duce în iad. Papa ar fi spus în continuare, a, Dumnezeu decide. Nu, n-ar fi spus așa, spus, nu sunt de acord cu tine. De fapt, el a folosit expresia aceasta pentru a-și introduce ideea lui. De fapt, el se contrazice pe sine, public. El spune, Dumnezeu știe, Dumnezeu decide, cumva noi nu știm lucrul acesta, dar după aceea se pronunță. Și lucrul acesta l-am văzut deseori și la evanghelici. Nu suntem noi chemați să judecăm. Nu trebuie noi să judecăm. Dar dacă eu spun, da, omul ăsta se va duce în iad. El argumentează, nu se va duce în rai. Pe păi tocmai ai spus că tu nu te pronunți, că tu nu judeci, că numai Dumnezeu știe. Vezi unde este inconsecvența. Lucru cu adevărat trist este că papa și mulți evanghelici, îmi pare rău dacă le zic cuiva sentimentul denominațional sau cultic, prin faptul că asociez pe papa cu evanghelici, dar mulți cred același lucru în privința mântuirii, la fel cum crede papa, împărtășesc aceeași teologie, aceeași soterologie, aceeași doctrină a mântuirii. Papa nu zice nimic din Sfânta Scriptură. Mulți evanghelici când sunt puși față în față cu anumite situații, ei nu spun nimic din Sfânta Scriptură, ei spun ce cred ei despre Dumnezeu, cum își imaginează ei că trebuie să acționeze Dumnezeu. Însă Sfânta Scriptură, dragii mei, s-a pronunțat deja în privința ateilor. Sfânta Scriptură s-a pronunțat deja în privința necredincioșilor. Sfânta Scriptură s-a pronunțat deja în privința celor care resping Evanghelia, resping revelația de sine a lui Dumnezeu în creație. Sfânta Scriptură s-a pronunțat foarte clar. Și claritatea scripturii constă în faptul că Biblia ne spune că oamenii aceștia nu sunt mântuiți, nu vor vedea fața lui Dumnezeu. Apoi, Papa uh, purcede în a spune că omul acesta și-a botezat copilul. Și cumva ar trebui să avem o siguranță a mântuirii acestui om din cauza faptului că și-a botezat copilul. Și că este mai greu unui necredincios să-și boteze copilul decât uh, unui credincios. Este tot capabil de baptisarei Filii. E de darle cu la bravura ai fiului. Voi pensate că Dio ar capace di de -lo lontano l da te? Pensate dar Ma Mă foarte, cu Per Pentru necredinciosul ăsta nu a nimic că și-a copilul. Da, noi nu putem ști exact ce a fost în inima lui. Eu nu știu, dar nici papa nu știe. Și nici nimeni nu știe. Da, decât poate unii care au stat aproape de el și față de care el și-a destăinuit sentimentele inimii sale. Dar noi nu știm. Nu putem noi să spunem, a, pentru că și-a botezat copilul siguranța mântuirii sale. Asta înseamnă că mântuirea cuiva vine prin faptul că permite sau botează pe altcineva. Este absurd. Plus că nu vedem nicăieri în Sfânta Scriptură că necredincioșii atei trebuie să-mi botezul al cuiva. Nu vedem nicăieri în Scriptură lucrul acesta. A te boteza sau a lăsa să fie botezat cineva sau în cuvința, botezul cuiva nu este o dovadă a mântuirii sau a nașterii din nou. Nu are nicio legătură. Nu are nicio legătură cu mântuirea. Cazul acesta, situația aceasta. Apoi papa introduce un argument sentimental și el întreabă Dumnezeu și abandonează copiii. Iar răspunsul nostru ar trebui să fie foarte clar, frontal, nu. Gândiți-vă ce doctrina siguranței mântuirii are papa dacă el crede că și atei pot să fie mântuiți. Din punctul ăsta de vedere, cu siguranță, este mai presus decât unii evanghelici care cred că Dumnezeu își abandonează copiii. De ce? Pentru că ei l-au abandonat întâi pe Dumnezeu, pentru că ei nu au mai vrut, pentru că ei au decis să nu mai fie pe calea mântuirii și atunci Dumnezeu trebuie să-i abandoneze, nu are ce să facă. Da, din punctul ăsta de vedere, Papa e deasupra multor evanghelici. Dar premiza pe care o folosește Papa pentru argumentul acesta sentimental este că toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu, chiar și a Acum, din punct de vedere al Creației, este adevărat, toți suntem făptura mâinilor lui Dumnezeu, suntem creația lui Dumnezeu. Dar Sfânta Scriptură ne spune foarte clar că din punct de vedere spiritual, noi ne naștem din fire copii ai mâniei. Noi tream după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Domnul spune fariseilor din vremea lui, voi aveți de tată pe diavolul. Așadar, oamenii nu se nasc copiii lui Dumnezeu. Oamenii nu se nasc copiii lui Dumnezeu. Bineînțeles, aici papa neagă frontal doctrina depravării, doctrina nașterii în păcat, doctrina păcatului original, doctrina moștenirii păcatului original, doctrina moștenirii unei firi păcătoase de la părinții noștri. Papa neagă frontal lucrul acesta, da? prin faptul că el întreabă, Dumnezeu și abandonează copiii, adică pe omul ăsta necredincios, pe ateul acesta. Și al doilea lucru pe care îl neagă papa nu este doar doctrina depravării, ci este doctrina mântuirii, doctrina înfierii. Dacă el era copilul lui Dumnezeu, el nu avea nevoie să fie mântuit. Biblia însă vorbește despre o înfiere în Domnul Isus Hristos. În Domnul Isus Hristos. Am fost înfiați prin Isus Hristos. Înfierea nu se face prin faptul că ne-am născut. Creștini, necreștini, într-o țară creștină, într-o țară necreștină, astea sunt lucruri irrelevante irelevante, complet irelevante. Noi ne naștem în păcat, moștenim păcatul, creștem, facem fapte păcătoase, devenim vinovați, suntem judecați, suntem condamnați înaintea lui Dumnezeu și avem nevoie să fim înfiați prin Isus Hristos. Din vrăjmașa lui Dumnezeu să devenim copiii lui Dumnezeu. Și lucrul acesta se întâmplă când ne întoarcem cu pocăință și credință la Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos care este calea adevărul și viața. Asta este calea mântuirii. Nu există altă cale mântuirii. Deci, răspunsul nostru la întrebarea papei își abandonează Dumnezeu copiii este nu. Problema este că omul despre care vom vorbim acum nu era copilul lui Dumnezeu. Papa pune o altă întrebare prin care introduce un alt argument sentimental care are la baza lui o Falsitate, o eroare teologică. El întreabă, abandonează Dumnezeu pe cei buni? Uh, răspunsul este nu, Dumnezeu nu abandonează pe cei buni. Dar, adevărul este că Sfânta Scriptură ne arată că nimeni nu este bun. Fără Dumnezeu nimeni nu este bun. Fără Hristos nimeni nu este bun. Fără Duhul Sfânt nimeni nu este bun. Fără nașterea din nou nimeni nu este bun. Fără mântuire nimeni nu este bun. Deci întrebarea este irelevantă în cazul acesta. Presupoziția falsă a papei este că omul acela este un om bun, este un ateu, dar bun. Este un necredincios, dar e bun. Este un om care l-a respins pe Dumnezeu, dar este bun. Este un om care a respins cea mai importantă, cea mai grozavă, cea mai evidentă realitate pe Dumnezeu. Este un om care a respins mântuirea care vine prin Dumnezeu. A respins Evanghelia, calea mântuirii. Dar este un om bun, conform teologiei lui Papei. Lucrul acesta este fals. Din nefericire, mulți evanghelici gândesc în același fel. O, oh, uite, uite, necredincioși care sunt mai buni decât pocăiții. Uite, necredincioși care sunt mai buni decât cei credincioși. Fals! Depinde ce definiție a faptelor bune folosești tu. Asta este întrebarea. Asta este întrebarea fundamentală. Mai mult, papa inserează aici ideea că mântuirea este prin fapte. Mântuirea nu este prin credință. E irrelevant că el a fost ateu sau necredincios. Mântuirea este prin fapte. A fost un om bun și Dumnezeu nu abandonează oamenii buni. Da? Sfânta Scriptură ne, ne spune. Nu suntem oameni buni nu ne naștem buni, nu suntem buni, faptele noastre bune nu sunt bune în ochii lui Dumnezeu pentru că nu sunt făcute prin credință, spre slava lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, motivați din dragoste pentru Dumnezeu, da? De asta faptele noastre nu sunt bune. Nu sunt făcute din dragoste pentru Dumnezeu, nu sunt făcute spre slava lui Dumnezeu, nu sunt făcute prin puterea lui Dumnezeu, nu sunt făcute în dependență de Dumnezeu prin credință. Da? Și de aceea nu sunt făcute după voia lui Dumnezeu și de aceea nu sunt fapte bune. El nu sunt bune. Iar noi nu suntem buni. Noi suntem răi. Asta spune Sfânta Scriptură. Și pe lângă lucrul acesta, Papa introduce al doilea lucru greșit aici și anume că mântuirea ar depinde de fapte. Scriptura ne spune foarte clar. Prin har ați fost mântuiți prin credință. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Asta e în capitolul 2. Tit capitolul 3. Noi n-am fost mântuiți pentru faptele făcute de noi în neprihănire. 2 Timotei 1 cu nou. El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre bune, ci pentru halul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicie. A fost mântuit după hotărârea lui, nu pentru faptele noastre bune. E peste tot în Sfânta Scriptură învăța lucrul acesta. Papa merge împotriva Bibliei foarte clar aici. Dar avem evanghelici din nou care spun există oameni care n-au auzit suficiente informații despre Dumnezeu și Dumnezeu o să uite la viața lor, la eforturile lor, la faptelor bune, și o să mântuiască din cauza asta. Sunt pastori evanghelici care spun lucrul ăsta. Sunt pastori baptiști care spun lucrul ăsta. Și din punctul acesta de vedere, teologia unor baptiști, teologia unor evanghelici, este aceeași teologie ca a papei. Ar putea foarte bine să fie catolici. Poate singurul lucru care îi desparte sunt alte aspecte doctrinare și tradiția din care vin. Atâta tot. Apoi papa spune Dumnezeu a fost mândru de acest bărbat, de acest om. Dumnezeu e mândru de el pentru ceea ce a făcut, că și-a botezat copilul, că a crescut copilul acela bine, că i-a transmis curajul și așa mai departe. E De darle cu la bravura ai filii. Voi pensate că Dumnezeu a fost mândru. Nu. Dumnezeu n-a fost mândru. Roman, capitolul 1, spune despre oamenii care nu cred în Dumnezeu, care resping existența lui Dumnezeu, care se refugiază în idolatrie, care năbușe adevărul despre Dumnezeu în nelegiuirea lor. Dumnezeu spune despre aceea că este... Mânios pe ei. Dumnezeu spune despre oamenii aceștia că peste ei toarnă mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva acestor oameni. Romani, capitolul 1. Și vorbește despre oameni care neagă pe Dumnezeu acolo. Biblia nu spune că Dumnezeu e mândru de ei. Biblia nu spune lucrul acesta nicăieri. Biblia spune că oamenii ăștia sunt niște nebuni. Asta spune Sfânta Scriptură. Este uh, dureros? Sigur că este. Este tragic? Sigur că este. Sigur că este. Apoi avem ultima afirmație care iasă cu totul din uh, sfera Sfintei Scripturii, învățăturii Sfintei Scripturii. Vorbește cu tatăl tău și roagă-te tatălui tău. Biblia nu ne spune nicăieri lucrul acesta. Oricât s-au străduit teologii catolici, ortodoxi, preia texte din apocrife, anumite lucruri din Sfânta Scriptură ciupite care sub nicio formă nu sunt intenționate ca să stabilească că putem vorbi cu cei care au trecut în veșnicie, sau că putem să ne rugăm celor care au trecut în veșnicie, cu toate străduințele lor, Sfânta Scriptură nu prezintă niciun fel de astfel de învățătură. Este total eronată, vine în contradicție totală cu ceea ce ne învață Sfânta Scriptură despre relația noastră cu cei care au trecut dincolo. Nu avem niciun contact cu ei. Contactul cu cei morți este spiritual, dar este negativ. Și nu este permis de Dumnezeu sub nicio formă. Știu că există explicații, știu că se încearcă nuanțarea lucrurilor și nuanțarea unei doctrine care să nu pară ceea ce este, dar Biblia nu justifică nicăieri așa ceva. Motivul pentru care am abordat această situație este pentru a vă arăta felul în care evanghelicii deraiază, mulți dintre evanghelii deraiază înspre o teologie liberală, o teologie a toleranței, o teologie a universalismului, inclusivismului, uh, promovată de oameni ca și papa. Și asta este teologia suportată astăzi. Asta este teologia care gâde la urechile. Ăștia sunt învățători pe care vor oamenii să îi audă. Și astăzi ni se cere să acomodăm doctrina Sfintei Scripturi care este o doctrină tăioasă uneori, care este o doctrină care li se pare unora că nu e suficient decizelată, asta ni se cere să ciuntim de ea, să o mai finisăm, să o mai șlefuim. Asta ni se cere astăzi. Asta e ceea ce se așteaptă astăzi. Însă chemarea noastră este să fim credincioși cuvântului lui Dumnezeu. Înțeleg. Este o situație grea să răspunzi unei asemenea copil. Și n-aș recomanda, bineînțeles, nimănui să spună, hei, tatăl tău se va duce în iad, tatăl tău e pierdut, tatăl tău a fost un ateu, tatăl tău a fost un necredincios. Nu știm noi ce a fost în ultimele momente din viața acestui om. Nu știm cum l-a încercetat Dumnezeu, nu știm dacă i-a vorbit Dumnezeu, nu știm dacă a auzit Evanghelia curată mai dinainte și atunci Dumnezeu l-a cercetat prin Duhul Sfânt. Nu știm noi și ar trebui să evităm să spunem ceva despre ce nu știm. În același timp ar trebui conștientizat orice om că este doar prin Domnul Isus Hristos, că este doar prin credința în El, doar prin Hal, doar prin Evanghelie. Și ar trebui să încurajăm copilul acela ca el să se încreadă în Dumnezeu, ca el să se încreadă în Domnul Isus Hristos, ca el să cerceteze, să studieze, să aștepte, să crească, să se informeze mai bine și așa mai departe. Sub nicio formă n-ar trebui să dăm speranțe false. Sub nicio formă n-ar trebui să băgăm noi în rai, că în realitate nu băgăm, pe oameni care nu sunt acolo pentru că nu este treaba noastră. Și nu putem să facem lucrul acesta când Dumnezeu, în Revelația Sfintei Scripturi, ne-a arătat cu totul altceva, ne-a arătat opusul. Vă salut, vă mulțumesc pentru că ați vizionat această apologie și vă invit la următoarele episoade cu voia lui Dumnezeu.